Guvernele din Uniunea Europeană au convenit pe data de 30 iunie 2021 să adauge Republica Moldova și alte 10 țări pe lista statelor din care vor fi permise călătoriile neesențiale, transmite Reuters. Astfel, cetățenii moldoveni vor putea călători în scopuri turistice în țările europene, fapt care nu era posibil anterior din cauza restricțiilor impuse pe timp de pandemie. Schimbarea urmează să intre în vigoare în zilele următoare. Marea Britanie, fostă membra a Uniunii Europene, unde varianta Delta COVID-19 extrem de infecțioasă a provocat o creștere bruscă a cazurilor de COVID-19 și nu se află pe listă. Cele 11 țări incluse în listă sunt Armenia, Azerbaidjan, Bosnia și Herțegovina, Brunei, Canada, Iordania, Kosovo, Moldova, Muntenegru, Qatar și Arabia Saudită. Țărilor din Uniunea Europeană li se recomandă să ridice treptat restricțiile de călătorie pentru cele 14 state aflate în prezent pe listă: Albania, Australia, Austria, Israel, Japonia, Liban, Noua Zeelandă, Macedonia de Nord, Rwanda, Serbia, Singapore, Coreea de Sud, Taiwan, Thailanda și Statele Unite ale Americii. Regiunile administrative chineze, Hong Kong și Macao sunt de asemenea incluse. Țările Uniunii Europene pot opta în continuare să solicite un test COVID-19 negativ sau o perioadă de carantină.